Polițiștii rutieri au reținut săptămâna trecută 37 de permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. În perioada 8-14 aprilie, peste 400 de polițiști au acționat în sistem integrat la nivelul județului Călăraș pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Oamenii legii au participat la 12 acțiuni organizate și au intervenit la 197 de evenimente, dintre care 182 sesizate prin 112. Ca urmare a activităților desfășurate, au fost constatate 69 de infracțiuni. 9 persoane au fost surprinse în flagrant, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 9 măsuri preventive. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 542 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 250.000 de lei.